Prima jumătate a anului 2015 a dat mari bătăi de cap polițiștilor care urmăresc în special stoparea infracțiunilor la regimul silvic. Cu toate acestea, încă mai sunt persoane care merg la furat de lemne în pădurile gorjene, fără să ia în calcul faptul că riscă să ajungă după gratii. În anul 2015, în evidențele Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, au fost înregistrate 139 de dosare penale privind tăierile ilegale și sustragerile de material lemnos de pe raza județului Gorj. De asemenea, polițiștii au confiscat 290 de metri cubi de material lemnos în valoare de peste 47.000 de lei. La acțiunile desfășurate, care au ca scop identificarea și prinderea celor care fură lemne din păduri, participă și pădurarii din subordinea ocoalelor silvice.